Meteorologii au emis o nouă informare prin care se anunță până pe 22 februarie o perioadă de precipitații moderate, cantitativ și intensificare ale vântului. Începând de miercuri, vremea devine primăveratică, iar valorile vor fi deosebit de mari pentru luna februarie. În această după-amiază, la noapte și prima parte a zilei de mâine, vor mai fi precipitații care în zona de munte vor fi sub formă de ninsoare. În zona de deal acestea vor fi lapovițe, chiar și ninsori, iar în rest vor fi numai precipitații lichide, deci respectiv ploi. Temperatura continuă să crească. În cursul zilei maximele vor ajunge și chiar vor depăși 10 grade, urmând ca spre sfârșitul săptămânii acestea să depășească chiar 15-17 grade. Temperaturile pe parcursul nopții vor rămâne negative și se va produce îngheț și brumă.